sistem iudaic în care Ana și Caiafa pregătesc uciderea lui Iisus, împlinind scripturile fără ca să știe. Dinea de astăzi este o sărbătoare mai veche a bizantinilor. Noi știm că Constantinopolul de la Constantin cel Mare rămâne cetatea de bază sau cea de-a doua Romă. Aici se va muta întreaga lucrare creștină, iar prin împăratul Justinian, cea mai reprezentativă biserică, care reprezintă de fapt inima Constantinopolului, rămâne Sfânta Sofia, astăzi moschee musulmană, în care s-au restaurat o parte din picturile de altă dată, s-au scos la iveală mozaicurile acoperite și fiind recunoscută în patrimoniu UNESCO, adeseori mai poate fi vizitată ca și muzeu, dar de dată recentă, de câțiva ani, în ea se mai țin și acele întruniri sau rugăciuni ale islamului, tocmai pentru a triumfa, să spunem așa, capacitatea de a arăta verticalitatea, demnitatea și puterea, sau dacă vreți, biruința poporului islamic asupra Bizanțului. Bizanțul astăzi este, de fapt, Istanbulul, Constantinopolul de altă dată, Istanbulul de astăzi, în care bisericile creștine care mai sunt, toate făcute într-adevăr în geamii, transformate în locuri de rugăciune musulmane, stau ca mărturie încă de atunci, de la 1453, când le-a și cucerit Mahomed al II-lea, că Bizanțul, într-un fel, s-a stins. Astăzi, Constantinopolul creștin este doar Patriarhia Ecumenică, unde se află centru canonic, să spunem, al bisericilor creștine, și nu cetatea de altă dată, care în timpul lui Heraclie era puternică, iar acest împărat Heraclie, văzând obrăznicia popoarelor păgâne, s-a gândit să lucreze într-un mod cu totul deosebit. I-a lăsat să atace Imperiul Creștin și pe cărări dosite s-a dus direct în inima Persiei, a cucerit Persia, a distrus, cum se spune, împărăția în sine. Oștile, când s-au întors o parte, au fost și ele sleite și nimicite din cauza oboselii și a nepregătirii și a, să spunem, spre surprinderea lor, atacați pe neașteptate. Și în felul acesta le-a slăbit puterea. Însă fiul lui Cosroie, Sirois, îl ucide pe tatăsu, ia el domnia și pornește cu încăpățânare din nou asupra cetății Constantinopolului. Întâmplarea face că atunci când împăratul a plecat în Persia ca să o cucerească și aceștia au venit să atace Constantinopolul, singurul care veghea în cetate era Patriarhul Serghei. Văzând că vin primejdile și că cetatea poate fi împresurată, s-a gândit că altceva decât să facă o rugăciune sau o procesiune, într-un cuvânt simplu, nu are ce face. Și-a luat tot poporul, a urcat icoana nefăcută de mână. Propriu-zis, este presupusă că este pictată icoana Imnacatis de Sfântul Evanghelist Luca. Și ea s-ar afla astăzi la mănăstirea Dionisiu în Muntele Athos, originalul. A început să cânte imnul acatist pe zidurile cetății Constantinopolului și când ei se credeau mai siguri că au reușit să umple marea de corăbii și să vină să cucerească și să asedieze cetatea, s-a stârnit o furtună imensă și majoritatea corăbilor au fost înnecate. Acesta a fost un semn divin de la Maica Domnului. Maica Domnului de atunci are această cântare frumoasă pe care o cântăm noi, cum ați auzit în seara aceasta la Denie,
apărătoare, Doamnă, mulțumiri pentru mulțumiri pentru biruință, izbăvindu-ne din nevoia, ducem ție, Născătoare Dumnezeu, noi robii tăi, și ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește pe noi care strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Deci, lucrul acesta s-a păstrat, deși s-a petrecut undeva primăvara, el s-a mutat la Buna Vestire pentru a fi legat de acatistul Bunei Vestiri și apoi încet, încet s-a împământenit tot pe rânduiala bisericii și să fie pus în săptămâna 5-a ca o amintire prin faptul că postul mare leagă întotdeauna sărbătoarea Bunei Vestiri sau a întrupării de învierea lui Hristos, iar în postul Sfintei Marii, când adoarme Fecioara Maria, este pusă schimbarea la față sau dumnezeirea omului Hristos, schimbarea de la față de pe muntele Tabor, cum spune acolo, arătând ucenicilor slava pe cât li se putea. Oprindu-ne puțin, lucrurile au continuat și mai departe. Au mai fost câțiva dușmani foarte înverșunați, un oarecare Hagan, care a tăiat prin Constantinopol mii și mii de oameni și de creștini, Costroi a tăiat și el peste 100 de mii de creștini în năvălirile lui în țările Orientului creștin, și Sarvar. Însă, prin puterea poporului, la fel, repetându-se lucrurile cu această rugăciune și închinare către Maica Domnului, la fel, o furtună imensă și puternică și un vânt puternic a înnecat foarte multe corăbii, ei neputând intra prin cornul de aur să ajungă la cetate, pentru că erau niște lanțuri imense legate ca să nu poată traversa corăbiile. Mă rog, era o pregătire sau, dacă vreți, un fel de capcană pentru a putea stăvili dușmanul în caz de primejdie. De-a lungul istoriei, aceste năvăliri au existat și noi știm că Imperiul creștin, așa trebuie să-i spunem Imperiul Bizantin, a rezistat numai cu puterea rugăciunii, numai cu puterea încrederii în Dumnezeu, iar încet, încet, prin secolul 14-15, Imperiul Bizantin a slăbit. A slăbit pentru că și lumea s-a schimbat, credința a fost atacată din toate punctele de vedere, fiind foarte multe invazii din astea, în primul rând, de ordin eretic, care au fost de-a lungul veacurilor, și mai mult invaziile păgâne, care au căutat întotdeauna să șteargă creștinismul din istoria omenirii. Însă Mântuitorul Hristos ne-a spus: nu te teme, turmă mică, Domnul binevoit întru tine. Când vorbim de punctul central sau final, pentru că Constantinopolul a strălucit ca un cer pe pământ în vremea împăratului Constantin și când a fost descris de cei care au vizitat Sfânta Sofia, de cei care au vizitat cetatea Constantinopolului, și aici îl avem pe Charles Dill, care scrie foarte frumos despre Constantinopolul de odinioară, fiind o adevărată împărăție, un adevărat lux, o adevărată frumusețe, o adevărată arhitectură, ceva îngeresc. Apoi când au descris slavii intrarea la Constantinopol în vremea împăratului pe la anul 1000, în vremea împăratului Vladimir, cel care a încreștinat întreaga Rusie, când au intrat și au văzut cum arăta cetatea Constantinopolului și Sfânta Sofia și au văzut un sobor de 200 de slujitori și cântări din două strane, cam câte 3-400 de cântăreți, și toată catedrala aia pictată în mozaic și numai în sfinți care păreau aproape vii, au zis: cred că asta e credința adevărată, acesta e cerul pe pământ. Și așa a început trecerea la ortodoxie și a slavismului. În schimb, pe la anul 1453, presiunile asupra Constantinopolului erau din ce în ce mai mari, pentru că imediat pe la 1200 fusese cruciadele care au încercat să facă anumite războaie creștine, ca să spunem așa, de eliberarea locurilor sfinte, de eliberarea Constantinopolului, de eliberarea Ierusalimului, de punerea creștinismului în libertate. Numai că lucrurile s-au soldat cu interese particulare, așa cum arată istoria,
și mari duci, mari conți, mari baroni, mari boieri care au plecat în aceste bătălii, n-au căutat decât să-și facă mici regate în locurile sfinte, de unde să prisosească interesul și nu libertatea creștinismului. La vremea când Constantinopolul cădea sub asediu lui Mahomed al II-lea, un vis al lui Selim, primul sultan, cel numit tatăl lui Soliman Magnificul, care și-a dorit această cucerire, ea n-a fost împlinită decât în momentul în care sultanul Mahomed al II-lea și-a pregătit cu grijă căderea Constantinopolului, nu în pripă. Mai întâi de toate, au făcut un oarecare far pe Bosfor și un fel de vamă de a verifica în ce mod se aprovizionează cetatea Constantinopolului. Și-au știut când trebuie să oprească armament, mâncare, interese comerciale, simțind pulsul cetății până în clipa în care au avut un control total asupra cetății, în ce fel de formulă economică și organizatorică este. În acea vreme, cum v-am spus și altă dată de demult, a venit un oarecare meșter inginer, să-i spunem așa, care știa taina unor tunuri foarte mari. A vorbit cu împăratul Constantinopolului atunci, nu știu cât, Constantin al XI-lea, al X-lea, al XII-lea, nu mai știu exact al câtelea era, că era mulți Constantin. Și a spus că este nevoie de aceste tunuri și că Constantinopolul n-ar putea cădea niciodată. Și i-au spus arogant, neapără Maica Domnului,